Salutare, oameni frumoși! Bine ați revenit la un nou clip, la un nou clip din seria La Taifas. Vă spuneam că mi-am propus ca în anul 2023 să avem mai multe clipuri din astea de șezătoare în care eu să vă povestesc diverse lucruri și iarăși vin cu aceeași rugăminte. Dacă aveți idei de clipuri, dacă aveți întrebări, dacă aveți diverse sugestii, dacă aveți teme care v-ar interesa și pe care aș putea eu să le abordez și să filmez clipuri pentru voi, lăsați-le în comentarii și eu cu mare drag voi face asta. Cu mare drag aș vrea ca în fiecare săptămână să ne întâlnim aici la această rubrică și eu să vă pot povesti diverse chestii. Săptămâna trecută vă povesteam despre planurile pe care le am pentru YouTube și vă mulțumesc mult pentru reacțiile la acel clip. Iar săptămâna asta am zis, dacă tot suntem încă în luna ianuarie, luna în care ne facem rezoluții, ne scriem dorințe, iarăși sunt aici cu plannerul meu, așa, în care mi-am scris planurile pentru anul 2023 și am zis să le împart așa cu voi. Poate, nu știu, poate astfel voi avea dorința sau voi fi mai motivată să lucrez la îndeplinirea acestora. Și haideți să vă povestesc. Prima mea mare dorință pentru acest an este să dau jos măcar 10 kg. Da, îmi doresc foarte mult acest lucru pentru că după nașterea Liei am adăugat niște multe kilograme în plus. Ele se simt, inclusiv nu mă mai încap unele haine. Plus, starea mea de sănătate nu este prea bună și acesta este un semn că nu sunt pe calea cea dreaptă. O altă dorință, și asta probabil este cea mai mare, este aceea că îmi doresc să fim cu toții sănătoși, să fie toată familia mea sănătoasă, părinții, Sergiu, copiii, toți cei dragi. Și legat de sănătate, tot în 2023 planific să fac un control anual. Anul trecut l-am făcut în luna martie, dar anul acesta aș vrea să se întâmple mai devreme, poate chiar acum în ianuarie sau în februarie. Vreau să văd care este starea mea, cum arată analizele, ce arată, ce carențe am în organism și astfel să îmi îmbunătățesc sănătatea. Și dacă tot suntem la acest capitol, mi-am propus ca în fiecare săptămână, măcar de 2-3 ori, să fac sport. Da, să fac acasă exerciții, să fac gimnastică, nu știu, orice, dar să nu... Eu am un lucru care implică mai mult stat pe scaun. Și atunci când mă joc cu Lia, tot stau pe scaun sau pe pat. Așa că modul meu de viață este cumva mai mult sedentar, de aceea am nevoie de mișcare și mi-am propus ca să fac cât mai multă mișcare. Fie că vor fi plimbări, fie că vor fi exerciții acasă, dar neapărat trebuie să mă ocup cu sportul mai serios. Așa, de asemenea, mi-am propus ca atât eu cât și familia mea să mâncăm mai sănătos. Noi și așa mâncăm destul de bine, de exemplu, nu prea cumpărăm porcării sau mai știu eu ce din comerț, carne, categoric nu cumpărăm decât doar foarte rar, mezeluri la fel, însă cumva în perioada decembrie, acum ianuarie, ne-am permis să fim așa mai haotici în ce ține de mâncare. De aceea, iată, acum
de la jumătatea lui ianuarie, am zis că trebuie neapărat să mâncăm dimineața, la amiază, seara, la ore bine stabilite. Nu știu, copiii să aibă gustări, eu mi-am propus să nu mai mănânc nimic între mese și acest lucru știu că o să mă ajute să dau kilograme jos, să nu mai mănânc nicio porcărie, fără chipsuri, fără diverse snăcuri, cât mai puține dulciuri și cât mai puțină pâine. Problema familiei noastre cea mai mare este că noi consumăm foarte multă pâine, foarte multe dulciuri. Cumva este și de înțeles de ce, însă vom încerca să ne limităm. Tot legat cumva de sănătate este și faptul că vreau să lucrez mai mult cu mine, să nu mai fiu atât de nervoasă. În ultima perioadă, pur și simplu, îmi ies din minți. Voi recunoaște asta și aici, în fața voastră, strig la copii, mă cert cu ei, mereu sunt nemulțumită și asta cumva îmi influențează și starea mea de spirit, dar și nu mai sunt atât de productivă în ceea ce fac. Așa că voi încerca și îmi doresc foarte mult să lucrez mai mult cu mine, să scriu măcar, nu știu, 500 de cuvinte, măcar să scriu în agenda pentru a mă elibera de tot stresul acesta acumulat pe parcursul zilei și mi-am propus de asemenea ca în fiecare seară să scriu minimum 5 lucruri pentru care sunt recunoscătoare pentru ziua care a trecut. Sper să-mi reușească, sper să fie cu Doamne ajută, pentru că nu se mai poate așa. În ceea ce privește munca pe care o fac, voi știți că eu sunt angajată la Asociația Viața Fără Leucemie. Apoi, mai scriu, evident, contraplată pentru Mama Imperfectă. De asemenea, lucrez ca și reprezentant Greenway și plus la asta mai am și Instagram-ul unde am colaborări, mai am și Facebook-ul și mai am și blogul. Păi iată, ce ține de acest domeniu, îmi doresc să am colaborări în anul acesta, dar colaborări cu care să rezonez 100%. Mi-am propus să nu mai accept produse sau servicii, doar de dragul de a face niște bani în plus, voi colabora doar cu brandurile cu care rezonez 100% și sper să-mi reușească. Ce ține de Greenway, vreau foarte, foarte mult să ating calificare de lider și voi munci în fiecare lună pentru asta. Mi-am propus ca în fiecare zi să aloc minimum 2 ore acestui job, să fac vânzări, să scriu postări, să mă promovez și astfel să am un venit mai mare, să am vânzări mai multe și respectiv să ating calificarea de lider. Până acum am atins calificarea S1, cea mai de jos, însă sunt mândră și de asta, dar cu siguranță voi lucra mai mult și voi urca cât mai sus. Pe blog, iarăși, am zis că trebuie neapărat să scriu în fiecare săptămână minimum 2 articole. De ce? Pentru că eu când am apărut aici pe online, am apărut cu blogul. Blogul este a doua mea casă, este copilul pe care l-am crescut odată cu începerea Ceciliei și nu vreau să-l las în umbră. De aceea voi scrie cât de des voi putea și îmi voi promova articolele pe rețelele de socializare, adică le voi distribui. Poate o să vă povestesc și aici despre subiectele pe care le abordez acolo. Poate cumva fac vreo legătură între YouTube și blog. Vedem. Iar în ceea ce privește Viața Fără Leucemie,
îmi doresc anul acesta să merg la oficiu, să fiu mai mult timp prezent acolo și să scriu texte de calitate, să-mi fac munca bine, pentru că pentru asta sunt plătită. Așa, da, să mă dezvolt în a scrie texte bune. Nu în zadar m-am înscris la maratonul freelance, maratonul cu Talmazan School, pe care o să-l absolvesc luna aceasta și tare mult vreau să fiu mai bună în a scrie texte. Dacă cu vorbitul nu prea o am, voi mă acceptați aici așa cum sunt. În a scrie texte trebuie să fiu la cel mai înalt nivel. Așa, mi-am propus să citesc zilnic. Voi știți că eu sunt pasionată de lectură și tocmai de asta anul acesta am planificat să citesc 40 de cărți. Trebuie să depășesc acest număr. Iar asta înseamnă că trebuie să citesc zilnic. De ce trebuie? Pentru că eu cred că lectura ne dezvoltă, lectura ne deschide noi orizonturi, ne dezvoltă vocabularul, ne face să fim mai buni, tind să cred asta, și de asta vă îndemn și pe voi să citiți. Idei de cărți bune găsiți aici la rubrica Porție de lectură. Un alt lucru pe care mi-l doresc pentru acest an este să facem o mică reparație în casă. La bucătărie trebuie neapărat să schimbăm tapetul, în coridor la fel, dar cel mai important trebuie să izolăm pereții casei, pereții din afară, pentru că avem un pic probleme cu mucegaiul în perioada rece și de asta prima acțiune pe lista noastră legată de casă este să izolăm pereții. Apoi, dorința familiei noastre este să scăpăm de creditul pe această casă și să ne cumpărăm o căsuță la sol. Dar asta, așa, cu pași mici, dar siguri, o vom face fie în acest an, fie în anii următori, cum o vrea Dumnezeu. Noi muncim, noi nu stăm degeaba, nu așteptăm să ne cadă din pod, de aceea cu siguranță ni se va îndeplini și acest vis. Ne dorim și o mașină. Da, suntem deja 5 în familie, este destul de greu să ne deplasăm la părinți, la rude, și din acest motiv avem nevoie de o mașină. Însă asta înseamnă că eu trebuie să fac școala auto. Sergiu, având miopie, cumva poate, ar putea să învețe, să conducă el, însă nu vrem să riscăm, așa că nu-mi rămâne decât să învăț eu. Și tare mult sper ca în acest an să-mi depășesc frica de a conduce și să merg să mă înscriu la școala auto, să-mi iau permisul și după asta să ne cumpărăm și o mașină. Cam astea parcă sunt planurile pentru 2023. Sunt multe sau puține, nu știu. Cert este că eu voi munci pentru a le realiza și cu siguranță atunci când dai din poate, atunci când depui efort, nu rămâi nerăsplătit. Eu obișnuiesc să-mi scriu dorințele, să-mi scriu planurile și așa periodic să trec peste ele, să văd ce mi-a reușit, ce îmi mai rămâne de făcut. Dacă am alte planuri, le scriu fără nicio problemă și vă îndemn și pe voi să visați, să sperați la lucruri frumoase, să vă puneți dorințe, scopuri și să munciți pentru a le realiza. Sper că v-a plăcut și acest clip, sper că nu v-am plictisit și aștept să ne spuneți în comentarii dacă voi credeți în stabilirea planurilor, scopurilor la început de an și dacă obișnuiți să faceți astfel de liste.
cu planuri, dorințe, rezoluții, scopuri, spuneți-le cum vreți. Acestea fiind spuse, nu pot decât să vă mulțumesc că mi-ați fost alături și astăzi și ne revedem la un nou clip. Pa, pa!